Bună ziua! Astăzi are loc ședința extraordinară în sistem online a Consiliului Local. Înainte de a da citire ordinii de zi pentru ședința de astăzi, v-aș ruga să aprobăm procesul verbal încheiat în data de 10 iulie în ședința extraordinară a Consiliului Local. Domnule secretar, care este situația votului? 21 de voturi, toți prezenți, favorabil. Așadar, procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi. V-aș ruga să ne comunicați, domnule secretar, prezența și situația votului, atât în comisiile de specialitate, cât și situația votului pe fiecare proiect în parte. Avem 17 consilieri prezenți din 21, avem vorum. Avizele de comisiilor de specialitate au fost date în totalitate. Perfect. Toate favorabile. Așadar, proiectul de hotărâre numărul 1, privind rectificarea anexei la hotărârea numărul 15 din 23.1.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe. Situația votului? 17 voturi pentru. Așadar, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Spuneți ordinea de zi la... Revin și supun ordinea de zi votului consilierilor locali. 17 voturi pentru. Proiectul numărul 2, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente. Domnule secretar, care este situația votului? Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile. 17 voturi din 17. Pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. Proiectul numărul 3, privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru Analiza Ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării, cofinanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, post-aderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local. Situația votului. Avem 16 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului consilier Anghelescu. Așadar, avem avizul Comisiilor de Specialitate. Așadar, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. Proiectul numărul 4, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice, școala gimnazială numărul 10 din municipiul Giurgiu. Domnule secretar, situația votului și a comisiilor. Aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice, școala gimnazială numărul 3, arondată școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân, municipiul Giurgiu. Domnule secretar, situația avizului Comisiilor de Specialitate și a votului. Aviz favorabil din partea Comisiilor de Specialitate, 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice Liceul Tehnologic Ion Barbu și școala gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu. Domnule secretar, situația avizului Comisiilor de Specialitate și a votului. Aviz favorabil din partea Comisiilor de Specialitate, 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Proiectul numărul 7, privind aprobarea bugetului proiectului Dezvoltare Locală Integrată în Comunitatea Marginalizată Istru.
zona locuințe sociale. Domnule secretar, situația comisiilor și a votului. Aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Proiectul numărul 8, privind aprobarea bugetului proiectului, amenajare spațiu de agrement adiacent verigă. Domnule secretar, situația avizului comisiilor de specialitate și a votului. Aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, 15 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului consilier Anghelescu și o abținere din partea domnului consilier Mihai Matei. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi. Proiectul numărul 9, privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între municipiul Giurgiu și SC Por Construct SRL. Domnule secretar, situația avizului comisiilor de specialitate și situația votului. Aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, o abținere din partea domnului consilier Anghelescu, 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru. Cu aceasta, ședința de Consiliu a luat sfârșit. Bună ziua!